Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi filmăm la prietenul meu Claudiu. Din păcate, săracul nu e lângă mine, pentru că v-am mai spus și vă mai repet, el e plecat în Franța și eu am grijă de porumbei lui. După cum bine vedeți și voi aici, le-am dat să mănânce și videoclipul ăsta îl fac cu mare drag pentru el, să vadă și el porumbei lui în ce stadiu sunt într-un stadiu foarte bun, sunt sănătoși, la masă toți. Și acum să vă arăt și vouă, să vadă și el, pentru că știu că mă urmărește pe YouTube și îmi dă acolo mereu like-uri. Și mulți m-ați întrebat să fac vloguri la el în volier, la porumbei, în timpul ăsta când el e plecat. Da, astăzi dacă am venit la el, am zis să fac un vlog. Da, dragi prieteni, vreau să vă spun că porumbeii lui se prezintă bine. Eu am grijă de ei, de când a plecat până acum. Eu vin să le dau să mănânce, eu le pun apă. Deci porumbeii sunt vioi. Știu că se vede așa, dar la el în pod e la fel ca la mine. Trebuie să filmez cu blițul. Are și înfuiați și voiajori. Și o pereche de mondaini are. Masculul are aici. Și femeia în partea aia, care are și are pui la el, la perechea aceea. Haideți să vă arăt puișorii lui. Claudiu, dacă te uiți la acest vlog, sper să... Ia uitați, ăsta avea ouă aici, are ouă. Sper să apreciez acolo cu un like. Aici, dragi prieteni, are un pui de... Nu știu ce e ăsta, abar n-am, cred că e de un voiajor sau de un foiat. La mine las și pe el. Unul l-a avut limpede. Aici un pui mai mare. Această femelă cu pui ăștia doi. Ia uitați, aici doi pui. Aici o pereche. Aici are 3 pui, după cum bine vedeți. Dar unul o să-l iau, o să-l pun la o pereche care are un pui să-l crească. Așa. Aici ouă are. Aici 2 pui. Aici 2 pui. Hai să vedem. Unde mai are? Are foarte mulți pui, foarte multe ouă, prietenul meu. Aici 2 pui vori și 2 albi. Aici are un pui. Aici ouă. Aici tocmai cele dea să mănânce are 2 pui. Ia uitați. Așa. Să vedem pe unde mai are, pe unde mai are. La această femelă are 2 pui. Aici la mondaini are ouăle ciocnite. Claudiu, asta e femela, după cum bine știi. Femela ta de mondaini. Ia uite-o, foarte frumoasă. Tocmai ce s-a pus pe ouă. Și are ouăle ciocnite. Dar nu se văd din cauza blițului, pentru că filmez cu blițul. Acum le-am dat să mănânce și lor le-am pus apă și am zis să vin la el să facem un vlog sau să fac un vlog. M-a rugat mult, filmează la Claudiu să vadă și el porumbeii lui, chiar dacă e plecat în Franța. Foarte, să prezintă foarte bine porumbeii. Când o să ajungă în țară o să elibereze și pe ei afară. Masculii doritori de oat, văd la el aici. Și în rest, ce vă să vă spun vouă, e că sunt bine sănătoși. Le administrez și vitamine. Nu are niște porumbei care, să zic eu așa, mare parte n-a. Vreau să vă spun că
Că am zis să fac așa un vlog la el. Am mai făcut la el vloguri. Sper să vă fi plăcut vlogurile. Trebuie, mi-am dat astăzi comandă și lui de inele, trebuie să-i ajungă și lui inele să inelesc puișorii. În rest sunt toți. S-au împerecheat unii ouă, unii pui, deci nu știu așa la număr cât are, chiar nu știu. Și, a, da, uitați-mi ceva să vă mai arăt. Și aici mai are încă doi pui, uitați-mi și pe ăștia, uitați-mi să vi arăt, chiar în gura podului, de fapt lângă gura podului. Dar o să-i vedeți într-un vlog în care o să fie și ei eliberați, să-i elibereze și el. Ăștia doi micuți, ăștia doi, tocmai acum am văzut că i-au scos. Da. Deci da, dragi prieteni, ăștia sunt porumbeii lui. Sper să vă placă porumbeii lui. V-am spus, are și înfoieți și voiajori și mai multe rase aici de porumbei. Cam asta a fost vlogul. Cam atât am avut de spus, cam atât am avut de arătat. Sper să apreciați și voi acolo cu un like. Mai mult am făcut-o pentru el, pentru că tot mă disperă să-i filmez porumbei, să-i pun și lui pe YouTube, să-i vadă și el. Dar revenim cu un vlog în care o să-i vede și afară, să le facem un vlog și când o să-i elibereze. Cam asta a fost vlogul, dragi prieteni, sper că v-a plăcut. Am făcut-o mai mult din drag pentru el, pentru că tot m-a rugat să iară porumbei, să vadă. Și știu că are încredere în mine că nu sunt un de la ca să-i, nu vin să-i dau la porumbei sau să n-am grijă de porumbei lui. Cam asta a fost vlogul, sper că v-a plăcut. Cu voi a fost Porumbei pe John Vlogs. Pa, pa!